ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. La mulți ani de 8 martie. Conferință despre alimente și sănătate, susținută de șef Dorina Burlacu. Pompierii Băgăoanei au prezentat oferta educațională. De 8 martie, primarul liberal Viorel Miron a organizat un frumos eveniment dedicat femeii. Astfel, programul a inclus muzică simfonică interpretată de Quartetul Avantgarde din Bacău, dansurile de societate susținute de artiștii dansatori Antonia și Matei din Comănești, elevi ai școlii de dans Adamas Bacău, pledoarie pentru mamă a lui Moise Ioan de la Clubul de Literatură Metafore Comăneștene, ariile interpretate de soprana Maria Vintilă, iar la pian tânărul Arvinte Ștefan și îndrăgitul interpret de muzică ușoară Marius Poială au mulțumit mamelor, surorilor, bunicelor, doamnelor și domnișoarelor, așa cum au știut mai bine prin prestațiile lor. Doamnele și domnișoarele care au participat astăzi la acest eveniment, în afară de faptul că putem cerne o șampanie cu toții, veți primi și o floare personal din partea domnului ministru. Deci un ministru din Guvernul României nu oferă direct o floare la Comănești, oricând și oriunde, și iată că anul acesta s-a întâmplat și acest miracol, ca să spunem așa. Și mulțumesc foarte mult, domnule ministru, că este prezent astăzi aici. A fost și săptămâna aceasta luni, am fost la inaugurarea școlii Ciprian Porumbescu. Cât de curând o să-l invităm, dacă are posibilitate, și la inaugurarea școlii Liviu Rebreanu și la școala numărul 4 Șopan și la școala Cuza Vodă din Loia și la Costache Ciocan din Loia și la sala de sport care a venit vom inaugura și nu în ultimul rând și la spitalul din Comănești care este gata, este în recepție, dar vom face inaugurarea probabil în următoarele săptămâni, luni și la alte inaugurări, nu mai spunem în continuare că după aia zice lumea că ne lăudăm. Blocurile nu le vom inaugura. Blocurile care vor fi gata anul acesta, constructorii au spus că vor fi gata aproximativ un bloc în 2 luni de zile. Acum o să vedem dacă este adevărat sau nu. Perioada de execuție trebuie să se încheie anul acesta în decembrie. Posibil să nu se încheie toate, dar etapizat care se vor încheia, se vor încheia. Bineînțeles că suntem nemulțumiți. Spre exemplu, eu sunt cel mai nemulțumit din cauza că soția mea mă ceartă fiecare zi. De ce nu am introdus în programul acesta de reabilitare și blocul nostru? Are dreptate, nu? Dar nu am fost eu răuvoitorul. Pentru că nu eu am hotărât lucrul acesta. Pentru că au fost făcute niște expertize tehnice, niște audit energetic, care au stabilit o prioritate, care au stabilit anumite criterii, s-au făcut lucrurile acestea. Nu a hotărât primarul, a hotărât viceprimarul sau domnul ministru sau domnul ministru al mediului, care are o grămadă de proiecte pe eficientizare energetică și din care am accesat și noi foarte multe și accesăm și în continuare. Și trebuie să-i mulțumim foarte mult pentru că este extraordinar de bine pentru o localitate, pentru o comunitate, când poți să accesezi acești bani. Nu vă mai țin deloc. Vă spun la mulți ani încă o dată tuturor doamnelor, domnișoarelor și nu în ultimul rând și domnilor care au participat la acest eveniment. Mulțumim doamnei deputat Cătălina Ciofru că a fost și până aia prezent astăzi. Și mulțumim doamnei Lungu pentru că ne-a ajutat de fiecare dată și a fost prezentă astăzi aici și este prezentă de fiecare dată la toate evenimentele noastre. Mulțumim domnului Marius Poială, mulțumim doamnei Silvia Croitoru, partenerul nostru de astăzi și nu numai de astăzi, pentru că este partener în mai multe
proiecte pe care le-am derulat împreună și fără sprijinul financiar al CR Prietenia nu reușeam să facem acest lucru și dorim ca să păstrăm acest parteneriat și în continuare, dar vor mai fi și alte zile de o parte, așa că sperăm să nu ne uitați, să putem să invităm și cu alte ocazii pe toate doamnele și toți cei care doresc să participe la acest eveniment. Este o zi mai specială, nu oricine și-a permis sau a putut să ajungă aici, dar mulțumim tuturor celor care ați putut să participați, tuturor doamnelor care sunteți prezente astăzi, o văd pe doamna Guriu, fosta secretară a orașului Comănești, mulțumesc foarte mult că este prezentă și de asemenea vă promitem și noi că și noi vom fi prezenți de fiecare dată când vreau să ne veți solicita cu anumite probleme administrative sau orice fel de alte probleme. Domnule ministru, dacă vreți câteva cuvinte să adresați și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Am început săptămâna la Comănești și pare că o închei la fel de frumos. Aici, la mine, în județ și nu oricum, pentru că față de Comănești și față de domnul primar, să fiu mai exact, am extrem de multă apreciere pentru munca pe care toți comăneștenii o fac și pentru munca pe care domnul primar o face aici în fiecare zi și pentru că sunt convins că și dacă aș sta ministru mai mult decât mi-aș propune, tot n-aș reuși să vizitez toate obiectivele despre care a vorbit domnul primar. Dar pentru că astăzi este ziua femeii, aș vrea să spun doar câteva cuvinte, să vă spun la mulți ani, să vă spun cât de mult vă apreciez și să vă spun cât de mult vă datorez și cât de mult vă datorăm, pentru că eu sunt convins că fără educația pe care am primit-o de la mama mea și fără sprijinul pe care îl primesc în fiecare zi de la soția mea, n-aș fi reușit să realizez nici 10% din cât am putut să fac până astăzi. Așa că vă iubim, vă apreciem și vă urez multă sănătate și sper să ne revedem cu și mai multe ocazii la fel de frumos. Aș vrea doar să transmit un simplu salut tuturor, un sincer la mulți ani doamnelor, domnișoarelor, bunicilor și nu numai. Și ar trebui noi bărbații și astăzi și mai ales mâine să mulțumim bunului Dumnezeu că s-a gândit lui Adam să dea o Evă. Dacă nu era, era cam singur Adam. Nu-i așa? Știți, sunt și eu fericit că am o mamă, am o soacră, am bunici în viață și mai mult decât atât am o familie foarte apropiată. Din păcate pentru soția mea suntem 4 bărbați în casă, pentru o femeie e cam mult, dar îi promit, dacă tot sunt și filmat, că o să-i fiu alături așa cum este și ea mie. Cel puțin în ultimii 4 ani de zile a fost cam un calvar pentru ea. Domnul ministru știe și mai bine decât mine ce înseamnă să fii plecat de acasă. Vă felicit, în primul rând, pentru organizarea domnului primar. Chiar dacă pare un eveniment așa mai mic, este mai intim, este mai frumos, este mai sensibil. E adevărat, la ora aceasta, cu siguranță, mulți bărbați se pregătesc, fac loc în buzunar și scot domnișoarele sau doamnele la restaurant. Dar astăzi, totuși, o parte din doamnele și domnișoarele au ales să vină alături de dumneavoastră, pentru că vă prețuiesc, și alături de toți ceilalți care ne-au sprijinit, bineînțeles, ce are prietenia. Multă sănătate, să aveți o seară deosebită și să ne vedem la multe zile de acest fel. 8 martie, 1 martie, și ce mai fi, numai sănătos. La final, oficialitățile prezente. Este vorba de deputatul Cătălina Ciofu, ministrul liberal al mediului, apelor și pădurilor Mircea Fechet, alături de subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, împreună cu gazda evenimentului, primarul Viorel Miron, au dăruit câte o floare tuturor doamnelor prezente.
Duminică 10 martie la Biblioteca orașului Comănești a avut loc o conferință despre sănătate și alimente, susținută de către șef Dorina Burlacu. Șef Dorina Burlacu, originară din Brusturoasa Bacău, dar stabilită de peste 30 de ani în Italia, a primit medalia de aur pentru carieră în cadrul evenimentului anual organizat de Asociația Bucătarilor Italieni, Asociazione Italia Cuochi, Cittadella della Gusto din Florența. Eu m-am născut la Brusturoasa, pe frumoasa Valea Trotușului, în județul Bacău, și sunt mândră de a fi născută în această zonă. Prima dată când susțineți o conferință aici în zonă, susțineți toată lumea, ați călătorit în lung și în lat, dacă pot să zic așa, și totuși acasă prima dată. Da, este adevărat. Este adevărat. Cum suspin. Practic, eu m-am născut în România, am emigrat în Italia și m-am format ca bucătar șef cu un master în nutriție culinară, unica bucătăreasă la nivel european care are această specializare. Și, într-adevăr, este a doua conferință care o susțin în România. Prima a fost pe 8 martie la București, la Hotel Internațional Aten Palace, invitată de către revista Beats, unde a fost o conferință dedicată tuturor doamnelor, unde în prezența la 250 de figure feminine, am prezentat cine este Dorina Burlacu. Și acolo n-am uitat să spun că sunt de pe Valea Trotușului, pentru că este foarte important să spui unde te-ai născut și de unde ești. V-am început cu faptul că e prima prezentare acasă, aproape de acasă, și a doua prezentare din România. E un paradox, sunt descunoscută în toată lumea, mai puțin în România. Cum vine treaba asta? Nu știu, asta cred că trebuie să întrebați jurnaliștii români. Dar să știți că, oricum, la București am înțeles că sunt un pic cunoscută. Da, sunt... Scuzați că nu sunt umilă în acest moment. Da, Italia mi-a oferit foarte multe din punct de vedere profesional și din punct de vedere mediatic. De exemplu, în orașul unde locuiesc am o rubrică la televiziune despre alimente sănătoase. Și rubricele mele sunt deosebite. De ce? Pentru că sunt întotdeauna împreună cu doctori. Deci nu bucătar cu bucătar, dar eu unicul bucătar împreună cu figuri profesionale din lumea medicinei. Adică, cu alte cuvinte, Italia a recunoscut și apreciază sfaturile pe care le oferiți cu generozitate. Poate România suntem un pic mai puțin așa, mai puțin știutori, sau poate cercetăm mai puțin. Nu, există o cercetare la nivel național și internațional referitor la figura științifică română. Și eu urmăresc anumite persoane care se ocupă de știința alimentelor și care sunt de origine română, chiar dacă câte unul dintre dumnealor locuiesc în România sau locuiesc în străinătate. Este adevărat, încă nu avem această deschidere prin care să înțelegem că dacă reușim să combinăm într-un mod diferit alimentele sau dacă reușim să punem mai puțin de o chestie sau de alta, exemplu, mai puțină sare sau mai puțin zahăr, reușim să facem o mâncare extraordinar de gustoasă și care poate să ne ajută din punct de vedere a sănătății. Vom avea foarte mult de muncă, eu sunt sigură și sunt convinsă, pentru că nu poți să-l obligi pe un om care 50 de ani, 70 de ani, 90 de ani a mâncat în acel mod să vină Dorina Burlacu și să zică nu, uite, dacă tu vei mânca în modul acesta, vei reuși chiar să ai grijă de diabetul tău de tipul 2, pentru că să nu uităm un aspect foarte important. La nivel mondial avem 500 de milioane de persoane bolnave de diabet. În România avem o persoană din 11 persoane care pot fi bolnave de diabet. Diabetul este o boală mută, care încet, încet lucrează și în momentul în care explodează, tu ești deja la un nivel foarte grav. Deci diabetul este acea boală care poate să degenereze și să creeze probleme referitor la colesterolul ridicat, la trigliceridele ridicat, la preinfarct, la presiunea arterioasă ridicată. Da. Diabetul de tipul 2 poate fi
făcut prevenție, mai ales prin alimentație, un pic de sport și prin alimentație. Eu am la inimă acest aspect a nutriției culinare și a aspectului că se pot face foarte multe lucruri, iar din anul 2018, de când am luat masterul nutriție culinară și sunt, vreau să precizez acest aspect, pentru că eu am început foarte mult și vă rog să mă scuzați, că nu sunt atât de umilă, dar vreau să lumea să știe despre acest lucru. Sunt un bucătar șef profesor cu un master în nutriție culinară care știe exact rolul fiecărui ingredient care îl pun în platou. Nu-l pun morcovul pentru că este portocaliu, dar îl pun pentru că este bogat în vitamina liposolubile beta-carotene. Deci nu numai că știu că este vitamina beta-caroten, dar știu că este și liposolubilă. Și asta are alte aspecte foarte importante în momentul în care eu gătesc alimentele respective. De unde pasiunea aceasta pentru sănătate, alimentație sănătoasă și de ce nu pentru gătit, pentru că ați reușit să le împletiți într-un mod frumos, armonios? Deci, cred că ar trebui mai întâi să pornesc de la tatăl meu. Tatăl meu care era un bucătar, care a avut bufet, cum se numea așa, pe vremea aia, bufet și agroturism. Și deși el m-a trimis la școală la Onești, la școala Nadiei Cumăneci, la școala de gimnastică, la liceul sportiv, și n-a vrut să mă lase în bucătărie, eu cred că am moștenit în sânge această artă a bucătăriei. În momentul în care eu am ajuns în Italia și am hotărât să fac bucătar, deci după puține zile că eram în Italia, am hotărât să fac bucătar, după ce am mâncat acei tăiței de făcuți cu apă și cu ou, făină și sos de carne, deci în italiană se numește tagliatelle al ragù. M-am îndrăgostit imediat și am zis, wow, ce bune sunt! Eu nu vreau doar să le mănânc, vreau să învăț să le fac bine, să le învăț să le fac foarte bine. În Italia, ca în toată lumea, este o mare concurență referitor la lumea gastronomiei. Ce se întâmplă? Figura femeii în bucătărie nu prea este încă recunoscută. Deși în toate casele femeia gătește, trei sferturi, nu? Exact! Deci, întotdeauna a fost mama, bunica, străbunica. Fata, fica mai mare care a făcut de mâncare. Dar asta este, încă mai avem mult de luptat, noi femeile în bucătărie, să reușim să ieșim de la oala noastră și să încercăm să le explicăm că și noi putem să avem niște calități extraordinare. Deci, fiind în Italia, în anul 2018, am avut această posibilitate să mă înscriu la acest master în nutriție culinară, care într-adevăr mi-a schimbat viața 360 de grade. Atunci mi-am dat seama că dacă noi mâncăm mai puțin și mai bine, reușim să fim într-o formă. Și scuzați-mă, eu am 55 de ani. Deci, am avut premenopauza. Nu am avut probleme, nu m-am îngrășat 100 de grame. Și să vă mai spun o chestie, eu nu fac dietă. Îmi place să vorbesc despre mâncarea mea cu numele dieta non-dieta. De ce? Pentru că mănânc de toate. Am chef de cârnați, mănânc și o bucățică de cârnați. Vreau să beau un pahar cu bere, beau și un pahar de bere. Dar sunt foarte atentă la tot ceea ce eu pun în farfurie. În fiecare dimineață eu fac micul dejun. Deci nu trebuie să nu mâncăm la mic dejun. Mănânc și câte un pic de zahăr. Nu trebuie să-l eliminăm, doar trebuie să reducem cantitatea. Mănânc și un pic de sare. Este un gram pe porție, dar mai ales sarea trebuie să fie sarea cu... Crânjoasă. Exact, cu iodiu, pentru că este foarte importantă. Și deci, în momentul în care eu știu exact tot ceea ce pun în farfurie, ei iau energia pozitivă, iau toate aceste nutriente, toate aceste sale minerale, toate aceste vitamine, proteine, nivelele de grăsime, de zahăr și de zahăr, într-un mod corespunzător, încât să fiu mereu, mie îmi place să și spun, mănâncă sănătos, gustos și vei fi mereu voios. Pentru că, într-adevăr, dacă tu mănânci într-un mod corespunzător, ai o energie fantastică și nu te îngrași, care nu mi se pare o chestie care să nu conteze.
Corect. Și acum să zicem o ultimă întrebare, am început sau o discuție în acest interviu, mi-ați făcut o precizare că ați avut șansa să ieșiți așa, să faceți un pas în lumina reflectoarelor în comparație cu alte femei. Haideți să ne povestiți și acea întâmplare deosebită din viața dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult de această întrebare. Da, este foarte important. Deci, în momentul în care eu am fost selecționată să reprezint Italia, bucătăria italiană, care este extraordinară la nivel internațional, în anul 2019 a fost prima mea ieșire la sărbătoarea bucătăriei italiene în lume și am obținut o invitație specială de la ambasada și consulatul Italiei la Paris. Acest eveniment a fost organizat de către Farnesina, care este Ministerul de Externe a Italiei. M-am simțit într-adevăr importantă. M-am simțit importantă și am înțeles că ceea ce fac eu este strada pe care o fac și va fi strada viitorului, este stradă corectă și bună. Aceasta susține că 40% din boli pot fi combătute cu ajutorul unei alimentații sănătoase. Iată de ce timp de ani de zile s-a concentrat pe crearea de rețete cu indice glicemic scăzut, cu un aport corect de sare, grăsimi și zaharuri. Dorina Burlacu s-a reîntors recent de la Barcelona, unde a participat alături de oameni de știință și bucătari cu stele Michelin din întreaga lume la Cooking and Science World Congress. Congresul organizat de Universitatea din Barcelona a dat naștere unei mișcări care reunește peste 1300 de experți în diverse discipline, inclusiv chimie, fizică, știința alimentației din 30 de țări și au ca scop îmbunătățirea calității vieții oamenilor printr-o alimentație corectă care pleacă de la analiza și cunoașterea profundă a ceea ce mâncăm. În cadrul congresului, șef Dorina Burlacu a primit o altă diplomă importantă, care poartă semnătura a doi dintre cei mai importanți exponenți din lumea gastronomiei științifice. Este vorba de profesor Per Castells, chimist, expert în bucătărie și știință la Universitatea din Barcelona și Davide Casi, profesor de fizică a materiei la Universitatea din Parma. Este unica bucătăreasă româncă participantă și premiată la congres. De Ziua Națională a Meseriilor, pompierii băgăoanei au prezentat oferta educațională și programul de voluntariat elevilor din liceele băgăoane. Dintre toate meseriile, pompierii cred că o au pe cea mai frumoasă. Pe 11 martie, de Ziua Națională a Meseriilor, pompierii băgăoanei au fost prezenți în liceele din județul Bacău pentru a prezenta elevilor aflați în ultimul an de studiu avantajele alegerii unei profesii în arma pompierilor. Astfel, în cadrul activității a fost prezentată procedura de admitere atât pentru instituțiile de învățământ post-liceal, respectiv școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu, Boldești, cât și pentru instituțiile de învățământ superior, respectiv Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri. Pe parcursul prezentării a fost adus în prim plan și programul de voluntariat Salvator din Pasiune, participanților fiindu-le prezentate avantajele voluntariatului în cadrul subunităților de intervenție, chiar și de voluntarii activi ai inspectoratului. La activitatea au participat peste 1000 de elevi din clasele a 11-a și a 12-a a liceelor din Bacău, Onești, Moinești și Podul Turcului. Pentru orice formă de învățământ, tinerii interesați să urmeze o carieră în arma pompierilor beneficiază de sprijinul și îndrumarea inspectoratului pentru situații de urgențe Maior Constantin Nenea al județului Bacău prin intermediul structurii de resurse umane. Informații suplimentare despre procedura de admitere se pot obține fie la sediul unității de recrutare, respectiv sediul ISUJ Bacău din municipiul Bacău, strada Milcov numărul 49, fie la următoarele numere de telefon 0752 110012 sau 0234 550 000. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Luni 18 martie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius. Marți, 19 martie, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi în cea mai mare parte noros. Maxima zilei nu va trece însă de 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius. Miercuri, 20 martie, vremea se menține rece. Cerul va fi în cea mai mare parte noros. Maxima zilei nu trece de 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.